Am vorbit despre frică, ce facem cu frica. Astăzi vorbim despre descurajare, cum să biruim descurajarea. M-am gândit la chestiuni foarte practice, da? E cineva care n-a fost niciodată descurajat? Mâna sus. Nimeni nu îndrăznește. Niciodată descurajat? E o diferență între descurajare și depresie, da? E un val mai jos, da? Un pas mai jos. Haideți să luăm un exemplu și vă invit să deschidem la Neemia, capitolul 2. Și să vedem un caz, sunt multe în Biblie, multe cazuri de oameni care au trecut prin momente grele, da? Dar nu vreau să luăm exemple negative din Biblie, de ce până la urmă au fost lăsate în Sfânta Scriptură, da? Ca să ne arate că oamenii de acolo au fost și ei oameni ca și noi, au avut momentele lor de cădere, dar unii dintre ei au reușit să se ridice, e posibil să ne ridicăm. 1 Corinteni 10 cu 13, ce spune? Nu deschidem acolo, haideți deschidem la Neemia capitolul 2. Doar vreau să amintesc ce spune în 1 Corinteni 10 cu 13, că nu este nicio încercare, nicio ispită peste puterile noastre. Dacă este așa, de ce uneori oamenii cad? Dacă nu sunt peste puterile noastre. Ce explicații avem? Cum răspundem, da? Dacă nicio încercare nu este peste puterile noastre, Dumnezeu a pregătit mijlocul să ieșim din ea, de ce totuși cădem? De ce cădem? Din mai multe motive, să spunem așa, da? Care ar putea fi? Nu sunt peste puterile noastre. Cum? Lipsa de credință, la un moment dat se deconectează ceva între noi și Dumnezeu, am putea să o ducem, da? Conectați fiind cu Dumnezeu. Lipsa de credință, pierdem din vedere pe Dumnezeu care poate, da, să ne dea putere. Și așa mai departe. Deci avem o asigurare din partea lui Dumnezeu că nu e nimic peste puterile noastre, da, când omul e legat de Dumnezeu. Cu toate astea se întâmplă ca omul să aleagă să fie într-un context în care să fie depășit. Da. Haideți să luăm un exemplu de om care nu s-a lăsat descurajat. Să vedem ce a făcut el. Avea toate argumentele să fie descurajat. Vorbim de un Iona, da? Și de alte personaje care pur și simplu la un moment dat au depus armele, au zis, nu mă mai interesează, stau aici să mă bate soarele în cap până mor, și așa vreau să mor, nu mă mai interesează, nu mai avea gust, poftă de mâncare, nimic, stătea în soare. Alții se închid în cameră, trag perdeaua, duminica își permit, da? Uneori și sâmbătă, unii, da, trag perdeaua. Luni să duc la muncă pentru că trebuie. Dar când starea asta se lungește și o să vedem spre final, da? Când este mai mult de 2 săptămâni, o săptămână, 2, 3, în aceeași stare deja lucrurile se complică și merg către o altă zonă, da? Haideți să vedem cum a făcut un om care avea toate condițiile să fie descurajat și totuși nu s-a lăsat descurajat. Neemia este un om, ca și noi și la un moment dat el avea dorința să facă ceva pentru Ierusalim, pentru familia lui. Într-o zi vine la el fratele lui. Dacă este să ne uităm în capitolul 1, versetul 2, spune, a venit Hanani, unul din frații mei. De unde a venit? El era într-o țară unde lucrurile mergeau bine și a venit fratele lui din Ierusalim și a zis, băi, cum e pe acasă? Ca și cum am întrebat noi, da? Pe cei care sunt pe acasă, prin țară, pe unde i-am lăsat. Băi, e rău de tot, zice fratele lui. Și când îi povestește, el credea că nu e chiar așa. El era plecat de mult de acasă, da? Și când îi povestește, uitați-vă care a fost reacția lui, versetul 4, Neemia 1 cu 4. A plâns, a șezut jos, a plâns, a jelit multe zile, a postit, s-a rugat, a plâns. Băi, chiar așa? Cum e? Și nici gard din fundul curții nu mai e, nu, nici zidul, nici ăla, nici ăla, nu, nu mai e, nu. Și cum e? Rău de tot. Rău de tot. Plânge el, apoi se ridică, se roagă 4 luni de zile, spuneam și aseară pentru cei care ați fost pe Zoom aseară, se roagă 4 luni de zile, pe 4 luni de zile, trece la acțiune, da? În capitolul 2, cere împăratului, da? Zice, ce ai pățit? Zice, te văd, dar tu nu ești bolnav. Nu ești bolnav, dar după fața ta e o întristare a inimii, da? Îi spune în versetul 2, Neemia 2 cu 2. Și Neemia îi spune, păi am o problemă acasă, da? E, și de aici lucrurile încep să devină interesante, da? Își dă seama că este o problemă, da? Și dacă ne uităm în capitolul 2,
Vedem că el deja pornește către casă, către Ierusalim, face o analiză, da, tot în capitolul 2, se duce, ia un catâr sau ce ia, da, un animal, se duce, vizitează, da, noaptea, să nu știe nimeni, apoi comunică problema celorlalți, îi strânge pe liderii care mai erau acolo, le spune și lor problema și de aici încep problemele și mai mari. Și de aici, dacă citim, am putea să spunem, măi, dar cine în situația lui ar putea să treacă prin ceea ce el a trecut? Are parte de opoziție. Capitolul 2, versetul 19, haideți să citim, da? Are parte de opoziție. Sambalat, Neemia 2 cu 19, Sambalat, Horonitul, Tobia, slujitorul amonit, și Geshem, arabul, fiind înștiințați, au auzit ce vrea să facă. A, zice, Florin vrea să apuce de treabă. Sunt înștiințați, imediat încep telefoane, SMS-uri, pac, pac, așa, și-a bătut joc de noi, fiți atenți, și-a bătut joc de noi, au venit acolo și pe față și-a bătut joc, așa, și ne-au disprețuit. Cum ne-am simțit noi când cineva vine și își bate joc de noi, când avem un, să zicem așa, un plan de a face ceva, vrem să facem și ne-au disprețuit. Ce s-a disprețuit? Înseamnă desconsiderat pe față, da? Și bătut joc. Nu știu cum a făcut lucrul acesta. I-au zis, ce faceți voi acolo? Vă răsculați împotriva împăratului? O minciună, o acuzație, da? Ce a făcut el? Cum a reacționat el? Când cineva și-a bătut joc de el și de planul lui, când cineva l-a disprețuit, l-a desconsiderat, ce a făcut el? Versetul imediat următor. Foarte interesant. N-a stat la discuție cu, să stai, să cochetezi, să duc acasă. Nu scrie că iară s-a dus în casă, a plâns, s-a jelit, vai, ce-mi face lumea? Nu, el a prins pentru altceva. Pentru situația de acasă, părinți, familie. Dar când a început o lucrare, era altă situație, a avut altă abordare. Uitați versetul 20, Neemia 2 cu 20. Și eu le-am răspuns, Dumnezeul cerurilor ne va da izbânda. Nu o să-ți meargă, ba o să meargă. Și spune și din cauza cui, între ghilimele, da? Dumnezeul cerurilor ne va da, nu o să puteți. Dumnezeu poate, el ne va da izbânda. Probabil îi repetau și el, noi robii săi ne vom scula, vom zidi, dar voi n-aveți nici parte, nici drept, nici aducere aminte în Ierusalim. O să facem treaba asta, Dumnezeu va fi cu noi, Dumnezeu ne va da izbânda. Și ei vorbeau, el vorbea, ei vorbeau. Nu o să puteți, Dumnezeu poate și o să facem, prin puterea lui Dumnezeu. A răspuns simplu, cred că le-a spus, pentru că e doar un verset, le-a spus-o din treacăt. Cum făcea și Domnul Hristos? Pentru că el e modelul suprem. Domnul Hristos era iscodit, în fiecare zi erau pe urmele lui, se bage bețe roate cine? Mai mari, da? Farisei. Le răspundea, uneori le răspundea, dar le spunea din mers. Le spunea din mers, le spunea două vorbe, îi mai întrebau, spunea și el din mers, spunea de ce, pentru că am o treabă. Iar aici, în cartea Neemia, dumneavoastră știți, de mai multe ori se întâmplă ca să-i se bage bețe în roate, are toate argumentele să fie descurajat și le spune, nu pot să pierd timpul cu treaba asta pentru că am treabă, da? Nu mă cobor la voi, în capitolul 6 mai ales, da? Am treabă, nu, adică cu alte cuvinte, nu vreau să investesc timp și energie în chestiuni mărunte de genul acesta. Cu alte cuvinte, nu mă cobor la nivelul ăsta. Da? Deci are parte de opoziție. Și când vrem să facem ceva bun, să ne așteptăm să fie un context prielnic pentru descurajare. Adică cel rău să facă tot ce poate, tot ce să stea de capul nostru, ca să ajungem la descurajare. Uitați-vă la capitolul 4, versetul 6. Un alt episod. Ursul, știți cum era proverbul acela? Ursul merge, câine latră, ursul merge. El continuă. Capitolul 4. Mai târziu, da? Zilele treceau, lucrările urmează, se numește capitolul 4, la versetul 6. Am zidit zidul care a fost isprăvit pretutindeni până la jumătate din înălțimea lui și poporul lucra cu inimă. Imaginați-vă, poporul implicat acolo, toți care mai erau în Ierusalim, lucrează, ajung cu lucrările la jumătate, dar Satana nu doarme. Și uitați-vă în versetul 10. Însă Iuda, cine era Iuda? Fraților. Iuda zicea, și acum atenție. Puterile celor ce duc poverile slăbesc, fii atent. Fii atent că nu o să ducă mult. Abia l-au pus în slujbă, să vezi că nu o duce mult. Să vezi, stau deoparte așa, deja au obosit. Fii atent, o lună, două, trei, un an.
batjocoritori de pe margini, da? Puterile slăbesc, dărâmăturile sunt multe, nu vor putea să zidim zidul, da? Și versetul 11. Și vrăjmașii, cine? Cei din afară. Și vrăjmașii începeau și ei. Toate argumentele să-l doboare pe omul lui Dumnezeu, pe Neemia. Și zicea așa, nu vor ști și nu vor vedea nimic până vom ajunge în mijlocul lor. Nici nu o să știe ce i-a lovit. Știți cum e vorba, da? Îi vom ucide, îi vom face astfel să înceteze lucrarea. Erau mai drastici, mai brutali, să spun așa, în modul în care puneau problema vrăjmașii, da? Să ne așteptăm să vină descurajarea. Vrăjmașul și vrăjmașii, cei din afara bisericii, au tot dreptul să spună, între ghilimele, pentru că ei așa sunt construiți, da? E răutatea, mai ales, da, vorbind de Satana, care este vrăjmașul number one, este în fibra lui răutatea, da? Ochiul, nu doar ochiul rău, este inima și este toată construcția rea. Dar frații să ne lovească, da? Aici este o problemă, da? Eram în primul district, chiar spre final, mi-a mai dat o biserică, era undeva pe niște dealuri, mergeam cam vreo 30-40 de minute, niște dealuri, adică mergeai, suiai un deal, coborai. Acolo, în primul sabat, mă duc să preiau biserica, era primul sabat rețineți când îi vedeam. Vedeam și eu la față, mai povestea cu pastorul care a fost înainte, mi-a povestit puțin despre ce se întâmpla acolo. Era biserica unde se născuse un fost președinte, biserica, satul respectiv, fost președinte al Uniunii din România. Au avut așa puțin ambiția, să facem aici biserică în sat, dar erau, nu știu, doar cât erați așa pe partea asta, zic, erau vreo 7-8 persoane. Nu, era o biserică pentru că i-a zis, noi nu vrem să... Cum este termenul în fotbal? Când treci din Liga 1 în Liga 2. Nu vrem să... Care este? Îmi scap acum termenul, da? Să retrogradăm. Să retrogradăm dintr-o ligă superioară într-o ligă inferioară, adică la biserică, la grupă, nu. Și au ambiția să o mențin așa. Bun. Vorbesc, nici nu mai știți pe ce am predicat acolo. I-am văzut că stătea în spate, era un tânăr înalt, așa, e cam, ca Vadim, așa. Înalt, bine făcut, stătea în picioare, s-a încurutat din ce mai mult. La final, mă ia deoparte și zice, ce aveți cu tata? Dar foarte supărat, așa, aveam impresia că mă ia la bătaie. Ce aveți cu tata? Care e tatăl tău? Zice, acela. Am început să fac niște conexiuni, tatăl lui fusese prezbiter, fusese exclus. Nu intrăm în detalii, e o poveste destul de încălcită, se exclusă, aveți ceva cu tata. Dar ne-a seama că e sensibil la poveste și orice pare că este oprit cu direcție. Măi, zic, crede-mă că acum am făcut conexiunea între tine și tata. Am vorbit vreo 10 minute, sfert de oră, încercând să-l convinc că ce-am vorbit n-are niciun lucru cu tatălui. Apoi că înțelege, s-a liniștit. Dar vă spun, aud așa în fața mea și mi-au rupt limite fel de sentimente. N-au avut niciodată parte așa de cineva să mă ia de gură în felul acesta. Ce aveți cu tata? Ați predicat împotriva lui. Mă simt mașină, plec la final, în fine, la prânz. De fapt, prânz. A făcut destul de târziu după amiază. Mă simt mașină, plec. Primul deal, al doilea deal. Flash-uri în spate, o mașină. Am zis să mă dau pe o parte să treacă, nu m-a depășit, dar eram doar noi pe dealul acela, era ca în film, așa, mă. Flash-uri, claxoane, am început și claxoanele, mă, dar trec pe dreapta, opresc, în vârful unui deal, oprește și mașina asta, se dă jos din mașină, cine? Vadim. Nu, Vadim, băiatul acela, da? S-a dat jos din mașină și a făcut pași așa, hotărât spre mine, m-a dat și eu din mașină și atunci m-am gândit să vezi că îmi iau bătaie. Aici, în vârf de deal, nimeni nu ne știe, nu ne vede, nu acum, și a venit cu pași hotărâți, a venit așa spre mine, a venit, zic, n-aveam scăpare acolo, eram mai înalt decât mine și mai bine făcut, și vine cu pași așa, parcă se zguduia muntele, știți cum era în coșmarul acela, că știi, ai senzația că te alargă cineva, nu mai scap, nu mai scap, nu mai scap. Venea și a venit și a întins mâna,
Am întins și eu una, m-a tras spre el. M-a tras spre el și m-am bătut pe spate așa și a zis, pastore, iartă-mă. Eram deja moale, m-a lăsat, zic, ce să mai, două, trei, iau și eu câte-i luam, mă să-i mașină, mă duc direct la Simona, îmi bandajează, asta e, măi. Dar mă gândeam, deci, care a fost gândurile mele? Măi, frații mei, mă, chiar așa se iau bătaie. Hai să înțeleg, stau la coadă, îl calc pe unul din greșeală, vreun, nu știu, manelist din acesta sau ce mai e, mă trezesc așa că, da? Dar de la frații mei, chiar așa se... Vezi, la un moment dat vin la Neemia, frații lui, hai, vrăjmașii fac vrăjmașii, dar frații lui zice, hai să vezi că nu mai poate. Și stau pe margine și așteaptă să cadă. Dar după aia să zică, m-am zis că unul e bun, altul, hai. Și greu. A căzut, s-a descurajat Neemia? Nu s-a descurajat Neemia, nu? Care sunt cauzele pentru care ajungem uneori la descurajare? Din cauza fraților, da? Capitolul 4, versetul 10. Din cauza vrăjmașilor, capitolul 4, versetul 11, da? Oboseală. Uneori din cauza oboselii. V-ați gândit că e posibil ca din cauza oboselii la un moment dat să pierdem în vedere pe un Dumnezeu care este la cârma lucrurilor, cum am învățat la școala de sală. Vim acasă, obosiți, păi. Abundă în mintea noastră numai gânduri negre, negative, ne gândim la ce s-a întâmplat în cursul zilei, măi, dar nicio palmă de lumină, de ceva. Oboseala. Uneori, poate și în sabat, îngrămădim toate lucrurile. Și lucrarea misionară, comitete și tot, și absolut tot în sabat, când nu avem timpul cursul săptămânii. Și poate deveni o povară sabatul, da, uneori. Frustrarea, o altă posibilă cauză, da? Neîmplinirea. Nemulțumirea. Am făcut ceva pentru dumneavoastră. Un întreg capitol din cartea Minte, Caracter, Personalitate este capitolul intitulat Întristarea. Tristețea este cauza number one a descurajării. Tristețea cauzată de fel de fel de lucruri. Neîmplinirea, da? Și am tăiat fiecare paragraf și l-am făcut separat, astfel încât să-l dau ceva nimeni, ce se va potrivi fiecare dintre noastre. Îl citiți, o să vă dau la sfârșit, cu rugămintea ca după ce îl citiți să-l dați altuia. Măi, tu ce ai? Și poate în felul acesta se stârnește dorința de a citi întregul capitol și vă spun, cartea Minte, Caracter, Personalitate este una din cele mai puternice cărți pe care le avem la dispoziție din Spiritul Profetic, și care vorbește despre multe lucruri, despre lucruri care ne ajută să înțelegem cum funcționează mintea noastră, cum să avem pace, liniște și așa mai departe, da? Cum să ne organizăm timpul, viața și așa mai departe. Spre exemplu, răspândirea umbrelor, vă citesc unul singur. Nu e înțelept să adunăm toate amintirile neplăcute ale trecutului, dezamăgirile și nedreptățile, pentru a discuta despre ele și a ne plânge de ele, până când ajungem copleșiți de descurajare. Hai să vă zic ce mi-a făcut, ce mi s-a întâmplat. Ați sta lângă persoane care vorbesc numai despre lucruri negative? Stai odată, de două ori la ascult, dar băi, stai, pleci acasă, băi, dar eu nu mă ajut pe alții, nu, dar alții, eu nu mă ridic și eu, adică să am în jurul meu oameni care să mă ridice, nu. Eu să-i ajut pe toți, alții, cine mă ajută? Negativ, negativ, negativ. Era la vizirul, la țară, cred că v-am mai povestit. Un grup se ducea dimineața la prașilă, la prășit de porumb. Și unul numai negativism, să vezi că o să plouă, să vezi că o să ne bată soarele în cap, să vezi 25 de previziuni în umbre, era greu, mergeau toți cu sapa. Venea la un moment dat să zici, bă, du-te, întoarce-te, du-te acasă, lasă-mă, că nu mai avem niciun sport. Ne dai un avânt de... Și din 20 de previziuni negative, două, trei se împlineau, normal, ori era soare, ori ploua, ceva se întâmpla. V-am zis eu și după aia, la drumul spre casă, îi bătea la cap pe toți, v-am spus-o că așa este. Cu asemenea prieteni, mai bine spunea cineva, nici nu mai pleci de acasă. Ce să faci? A sta lângă persoane care nu mai vorbesc despre partea negativă din spatele lor, da? Și unii care poate de ani de zile fac lucrul acesta. Nu te ridic, nu se ridică nici el, te trage și pe tine parcă în groapa respectivă, da?
Un suflet descurajat e plin de întunecime, alungă lumina lui Dumnezeu din propria sa inimă și răspândește umbre întunecoase și pe căile altora. Neîmplinirile, teama, da? O altă cauză pentru descurajare, frica. Să vezi tu că nu o să meargă treaba asta, să vezi tu că nu o să găsim de lucru. Frica este de la cel rău, da? Ce spune Domnul Hristos? Nu v-am dat un duc de frică, ci un duc de putere ca să strigați Ava, adică Tatăl, da? Bun, cum să ieșim biruitor din descurajare? Haideți să uităm tot la capitolul 4, versetul 13. Ce spune? Vin și frații și dușmanii, în manele se vorbește mult de dușman, da? La un moment dat, de dușman, dușmanii mei. Vin, nu-l trag în jos și în versetul 13, uitați care este reacția lui. De aceea am pus în locurile de mai de jos, din apoi a zidului și în toate locurile tari, poporul pe familie. I-am așezat pe toți cu săbii, suliți, arcurile lor. Reorganizarea vieții. Problema lor nu era că ei lucrau într-un mediu nefavorabil, că ei s-au apucat să zidească și că acolo era mult moloz, fraților, ce facem că e atât? Problema nu era că s-au apucat să zidească zidul, ci că era, nu era metoda de abordare a lucrurilor trebuia schimbată. Metoda trebuia schimbată, la un moment dat. Să zic, suntem obosiți. Bate descurajarea și depresia la ușă. Ce facem? Ne reorganizăm viața. El a venit și a zis, măi, cum am făcut până acum? Nu schimbăm, uite, tu stai aici, tu stai aici, tu stai aici. Tu ești mai tare, stai în locul ăsta slab. Aici e zidul mai bun, stă unul mai așa și așa mai departe. Reorganizarea vieții. N-am energie, mă culc mai devreme. N-am putere, mă numai sănătos. Trebuie gândit cumva schimbarea metodei de abordare a vieții. Muncesc mult, renunț la un serviciu, din două. În la urmă, de ce am două, să zicem, două servicii? Ca să iau, schimb plasma, să schimb mașina. Sau... Adică, la un moment dat, trebuie reconfigurate prioritățile în viață. E ok, într-o perioadă ne mâncăm ca să facem ceva, da? În termen scurt, să spunem. La un moment dat, dacă bate descurajarea și, cum să spun, întunericul și depresia la ușă, trebuie să ne reorganizăm viața. N-au greșit zidul, ci au greșit metoda. Doi la mână, versetul următor, versetul 14. Când vine totuși descurajarea și a intrat pe ușă, să ne aducem aminte că nu suntem singuri, da? Un lucru simplu. Versetul 14. M-am uitat și sculându-mă am zis mai marilor dregătorilor și celuilalt popor, nu vă temeți de ei, aduceți-vă aminte de Domnul cel Mare. Și înfricoșat, aduceți-vă aminte de Domnul. Ce să fac când vine descurajarea? Mi-aduc aminte, mi-aduc aminte că nu sunt, că nu sunt singur, da? De ce te lupți singur, spunea cineva, ca și când nu ai niciun Dumnezeu? Stai cu simplu, la urmă, biserica e a Domnului, comitetul e al Domnului, proiectul este al Domnului. Noi ajutăm o perioadă, suntem și noi parte din ceea ce este aici, dar nu este a noastră biserica, familia. Nici ea nu este a noastră, este a Domnului, până la urmă. Probleme cu adolescenții, copiii, până la urmă spui Domnului, Doamne, vreau să mă culc, pun și-o capul. Iată problema asta. Ai grijă de el? Schimbă-i, dă-i frământări, fă ceva noaptea asta în mintea lui, că vreau să mă culc liniștit. Adu-ți aminte de Domnul. Deci, unu, reorganizarea vieții. Doi, adu-ți aminte de Domnul. De ce să ne chinim? Ca și când n-am avea niciun Dumnezeu, da? Era un băiat și a schimbat școala și trebuia să meargă în celălalt sat. Ca să scurteze drumul, mergea pe șina de tren și mergea, ajungea mai repede. Prima zi de școală, au luat bătaie de la colegi. Oi, oh, a venit ăsta din satul celălalt, străin, ciuca bătăilor. Păi ce să mai batem astăzi? Ba, ăsta, nu știu, acum eu. Au bătut o zi, două, trei. Până când într-o zi, un băiat mai mare, din gașesul care îl băteau, s-a uitat el mai bine și a zis, păi, zice, dar taică tu, tatăl tău cred că a fost pe la mine săptămânile trecute și cred că mi-a pus soba. Nici tu băiatul lui, noi ne-a venit într-o seară să-l ajut. Când și-a dat seama că-l cunoaște pe tatăl lui și că tatăl lui ajutase acasă, s-a întors la prieten și le-a zis, băi, de astăzi înainte, dacă unul se mai atinge de el, dacă unul se mai uită strâm la el, o să vă bat de vă îndrept privirea. Să nu vă mai atingeți de el.
uităm de multe ori și ne luptăm cu una cu alta, venim frământați, ce să mai facem? Uităm și ne comportăm ca și când suntem singuri, ca și când nu avem Dumnezeu. Stai puțin. Familia Domnului, biserica este a Domnului, proiectul este al Domnului. Și dacă Domnul vrea să lucre de râpă, să lucre de râpă, da? Adică, până la urmă, să-i predau înapoi de Dumnezeu ceea ce este, de fapt, în lui. Și al treilea motiv, deci, unul, ce să facem în descurajarea dacă totuși a venit peste noi, da? N-am fost preventiv ca Neemia, a venit peste noi. Unul, reorganizarea vieții, a muncii. Doi, ne aduce aminte de Domnul. Trei, în același verset mai este ceva, că nu l-am citit până la capăt, 4 cu 14, ce spune? Luptați-vă pentru frații voștri, fiii voștri, fetele voastre, măcar când am căzut în descurajare, să facem ceva să ieșim de acolo, măcar pentru noi și pentru copiii noștri. Măi, tu ești bărbat în casă, măi, ce faci? Tragi perdele, draperiile și stau dincolo copiii și suferă că tu ai căzut și ești în depresie. Măcar luptă-te! Nu mai fac nimic, frate, la biserică. Măi, e biserica în care tu și copiii tăi vin acolo. Dacă vrei să meargă lucrurile mai bine, fii parte în soluție, nu doar stăm și scanăm și vedem care sunt problemele. Fă-o pentru tine și copiii tăi. Implică-te măcar pentru ca biserica să meargă, pentru că acolo sunt copiii tăi, luptă-le cu ei. Da? Fă-o pentru tine, măcar pentru tine și familia ta, dacă nu și pentru frații voștri, spune acolo. Da? Dacă nu, deci în primul rând, ce să facem cu descurajarea? Să fim preventivi ca Neemia. Pur și simplu, vorbim din mers, răspundem celor care vin și ne abordează. Gândurile le alungăm, da? Dacă ele apucă să-și facă cuib și ajunge descurajarea în viața noastră, există și atunci soluții, cum am vorbit, da? 1, 2, 3, cel puțin. Dacă totuși descurajarea nu s-a rezolvat, intră pe ușă altceva mai grav, depresia. Un subiect de care la noi, la adventiști, nu prea se vorbește. Nu prea se vorbește, se neagă, deși depresia, unele statistici spun că este number one, cauza numărul unu pentru îmbolnăviri și pentru sinucideri, nu mai vorbim, da? Ce facem dacă descurajarea s-a transformat în depresie? De unde știm? Care sunt semnele? E influențată viața socială, profesională, mai făcut, neimplicat, nu mai vizitezi prietenii, trag de tine, nu mai răspund la telefoane, hai mai și tu pe la noi, veneai la un ceai, veneai, ne jucăm, nu te retragi din viața socială. Semne, pierzi plăcerea pentru activitățile interesante, erau anterior interesante, o lentoare, da? Sau din contraagitație, oameni în depresie, am întâlnit oameni care au trecut prin situații grave și stai și mă uitam așa la ei, o agitație, o fervescență nenaturală, nenaturală. E o altă reacție în partea cealaltă, da? Sau insomnie sau somnolență în ziua. Nu e de joacă, da? O vinovăție nejustificată, am întâlnit asemenea persoane, zic, eu pot să te ajut, dar te pot ajuta până aici. A venit la mine o persoană și a zis, mamă, trebuie să-mi dimineața asta așa cu... La pământ, sunt la pământ. Și i-am spus direct, zic, aici nu e vorba de un sentiment de învinovăție din partea Duhului Dumnezeu, pentru că Duhul Dumnezeu nu vine și ne demolează. Și la pământ, ți-a luat și temelie și tot, și acoperit și... Nu mai... Duhul Sfânt nu face asta, nu e Duhul Dumnezeu. Un sentiment de, da, vinovăție, o falsă vinovăție, mai mare decât ar trebui. Sentiment de inutilitate, eu chiar nu sunt bun la nimic. Modificarea apetitului, lipsa poftei sau dorința permanentă de a mânca. Și ultima treaptă, când ea persistă mai mult de două, de la două săptămâni încolo, deja e șansa ca să devină cronică. Iar ultimul punct este gândul de sinucidere. Dacă toți sunt inutili și nu sunt bun la nimic. Dar să știți că nu se ajunge acolo direct. Se ajunge treaptă cu treaptă, treaptă cu treaptă. Dacă nu e rezolvată, descurajarea e ajunge să treacă în depresie. Ce să facem? Avem remedii din partea lui Dumnezeu. Plimbare în natură. Studiu. Rugăciune. Grupe, suport și de părtășie. V-ați gândit vreodată de ce lumea simțea pe vremea lui Ceaușescu dorința și nevoia de a se întâlni și vineri seara și în cursul săptămânii? Nevoia de părtășie cu cei care gândeau la fel. Mărturisire, iertare, consiliere și implicarea în misiune. Unul din pasajele din capitolul acesta pe care vi-l voi de la sfârșit,
arată, vorbește despre faptul că cei care cad în descurajări și în depresie, e important pentru ei să se concentreze pe alții sau concentrează prea mult asupra lor. Ce se întâmplă cu mine? Și când se uită în jur, se implică în jur, se concentrează pe alții, mai uită de problemele lor. Da? Implicarea misiunii este unul din remedii, da? Și să fim atenți la Hristos și la alții, este un remediu, într-adevăr. Depresia clinică, însă, trebuie tratată. Și aș vrea să vă spun că dacă s-a ajuns din ce în ce mai jos pe scara aceasta, da, descurajare, depresie, depresie cronică, să nu ne fie rușine să apelăm la ajutor, eu, ca pastor, pot ajuta până la un punct. Vă dau un exemplu. Ieri am primit un telefon dintr-o altă țară, la un prieten, și mi-a povestit ce s-a întâmplat cu fratele al nostru. A avut o situație prin care a trecut la muncă și în urma acelei situații șeful i-a zis, nu mai poți lucra aici, trebuie să schimb locul. Da, în fine, era nevoie să schimbe mediul după ce a trecut prin trauma respectivă. La schimbarea locului, dar în aceeași companie, să spunem, conform standardelor americane, da? Adică acolo și dacă ești polițist sau ești militar sau ești orice, ai trecut printr-o situație, printr-un șoc obligatoriu, ești trimis la resurse umane ca să întâlnești un terapeut. Se face paperwork, se fac acolo niște documente și omul zice, da, ești apt ca să-ți continui treaba în altă parte. Și cum este normal? Adică nimeni nu-și pune problema să nu se ducă la terapeut. Dacă asta o cere jobul, ca să treacă în cealaltă etapă, da? În celălalt joc. Românul nostru, neobișnuit cu așa ceva, a zis, cum adică mă faceți nebun? Cum adică eu sunt la terapeut? Veni dintr-o cultură în care a cere ajutor este ceva greșit, este ceva care ne duce sub demnitatea noastră. Nu, noi rezolvăm probleme între noi, acasă, bun, dacă tu nu ești depășit. Tu ești la doctor. Există terapeuți, există psihologi, există psihiatri și așa mai departe. Și omul care este rezultat, vă dau așa un exemplu, unde ne poate duce refuzul de a cere ajutor la Dumnezeu, la oameni, la prieteni, la cei care ne-ar putea ajuta. Omul a fost dat afară. De ce? Pentru ambiție, era o chestiune, nu e, așa se face cu oricine, nu era el un caz special. Fiind dat afară, neavând job, expira viza, și expulzat din țară. Toate de la ce? Că la un moment dat n-a vrut, a refuzat să ceară ajutor. Dau așa un exemplu extrem. Ce să facem? Spuneam versetul care am început, 1 Corinteni 10:13. Nu e nicio problemă peste puterile noastre. Nu înseamnă că nu e posibil să cădem în descurajare sau în alte probleme, ci înseamnă că e posibil să ne ridicăm. Asta înseamnă. E posibil să ne ridicăm. Nu? Suntem așadar, spunea cineva, responsabili de modul în care răspundem la situațiile nefericite care vin peste noi. Vin peste noi. Ce facem? Suntem responsabili de modul în care răspundem. Da? Avem atâtea remedii la care să apelăm în funcție de etapa sau situația în care suntem, de cât de jos am coborât pe scara aceasta, de la descurajare sau mai jos. Ce este în joc? Este prezentul și viitorul nostru. Dumnezeu să ne ajute să apelăm la remediile care ne stau la îndemână, la dispoziția noastră, pentru că în joc este prezentul. Nu mai funcționăm bine nici noi, personal, nici familia, nici în contextul în care suntem, dacă descurajarea persistă, dar în joc este și viitorul. Da? Domnul să ne dea curajul de a apela la El, să nu uităm că El este în peisaj, să nu ne comportăm ca și când suntem singuri, să nu uităm că Dumnezeu ne poate ajuta și prin oameni și să apelăm cu încredere la cei, poate avem un prieten de încredere sau